Pacea Domnului și bine ați venit în casa lui Dumnezeu la închinare. Mulțumim din toată inima Domnului că suntem împreună în seara aceasta, mulțumim pentru harul său care ne-a fost acordat și am vrea ca să-i lăudăm numele în seara aceasta prin melodia 439. Aș vrea să duc în lume pacea ta. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim pentru că acum când primele momente ale sabatului au căzut peste locul acesta în care ne aflăm, putem prin favoarea Ta și prin mijlocirea Duhului Tău cel Sfânt să fim în casa Ta de rugăciune. Mulțumim. Îți mulțumim că ne-ai chemat în locul acesta și îți mulțumim pentru că ne-ai dat puterea și să răspundem la chemarea Ta. Mulțumim. Îți mulțumim pentru binecuvântările pe care le-ai pregătit pentru acest sabat. Știm că încă din seara aceasta dorești ca sufletele noastre să fie încărcate de adevărurile Tale moștenitoare pentru împărăția Ta. Îți mulțumim de asemenea pentru că ai pregătit pe cineva care să ne vorbească și vrem ca Duhul Tău cel Sfânt să ne înțelepțească ca să acceptăm orice mesaj care vine din partea Ta prin Sfânta Scriptură. Îți mulțumim pentru că va fi un timp plăcut, pentru că așa ne-ai făgăduit și noi credem în făgăduințele Tale, de aceea Te lăudăm încă acum, de la începutul serviciului divin, pe Tine, Tată, pe Domnul Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Să lăudăm pe Dumnezeu cu două cântări și aș vrea să propunem din sală. 13.
aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu prin cântarea 45, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Mărim pe Cel Sfânt, 45. Bine ați venit la închinare în această seară de început de sabat. De obicei, ceea ce voi spune acum are loc undeva la mijlocul serviciului divin de dimineață. Dar pentru că situația o impune, o să facem câteva anunțuri acum, la început de sabat. Primul dintre ele este acela că s-a început de săptămâna aceasta renovarea grupului sanitar de la surori sau de la doamne. Și de aceea grupul sanitar, sabatul acesta și sabatul viitor nu vor putea fi folosite, cel de la surori. Pentru surori este spre folosință grupul sanitar de la fosta grădiniță, de la mansardă. Deci cum ar veni etajul 2, acolo este un grup sanitar, e adevărat mai mic decât acesta, dar pentru ocaziile acestea două. De aceea v-am anunțat de la început că dacă este vreo urgență pentru cineva să nu coboare, că acolo este încă mizerie, este în lucru și nu se pot... sau n-au ce să mai folosească acolo, că nu mai e nimic. Da? Deci, pentru cei care au nevoie, începând din momentul acesta și până la începutul lunii viitoare, deci două sabate, se folosesc cele de la etaj. Iar pentru mâine, trebuie să știți că, pentru că are loc aici Festivalul Copiilor, există două variante de a participa la programul de mâine. Cei care doresc să participe la programul de aici din sală, împreună cu copiii, o pot face, sunt liberi. De dorit este ca să ocupăm locurile de la balcon, pentru că vor veni aproape 200 de copii și deci se vor ocupa sala. Iar pentru cei care nu le plac programele copiilor sau doresc o hrană mai tare, există ca și în alte ocazii amenajată sala de la demisol, sala cea mare,
și se poate participa acolo. Va avea loc același program și la demisol, oră sau momentele devoționale, școala de sabat și apoi serviciul divin. Aici, în sala mare, programul va începe la ora 9 și un sfert, Festivalul Copiilor. Deci cei care vor să vină special pentru aceasta pot să vină mâine cu 15 minute mai târziu. Cei care vor să participe la programul normal vor veni la ora 9 în mod normal. Acestea au fost anunțurile care erau absolut necesare pentru seara aceasta, pentru ca să știm cum mergem pe mai departe în activitate. Dorim ca Bunul Dumnezeu să-L călăuzească pe fratele Florin în prezentarea cuvântului și ceea ce vom auzi să ne poată fi de folos spre mântuirea noastră. Amin. Pacea Domnului și îmi doresc toată inima ca Duhul Sfânt să reverse peste fiecare dintre dumneavoastră binecuvântări alese pentru tot ceea ce aveți dumneavoastră nevoie. Amin? Dragii mei, am ocazia ca în această seară să transmit un mesaj, dar mai mult decât un mesaj, vreau să fie o provocare. Și am să vă provoc pentru următoarele minute, dar în mod special pentru următoarea perioadă. Am de câteva luni încoace un gând care tot mă frământă și anume acela despre misiune. Și am constatat că în ultima perioadă, în biserica noastră, se întâmplă ca misiunea să fie în mod ocazional. Adică avem câteva proiecte care se realizează pe parcursul anului sau acele evangelizări în care vom lua parte în perioada următoare, care sunt foarte bune, dar din punctul meu de vedere nu sunt suficiente. Cred că biserica noastră, ca așteptători ce suntem, avem o misiune. Iar pentru a îndeplini această misiune trebuie să fim activi. Mă gândeam adesea și am observat chiar un documentar despre atleți. Ce fac atleții? Ce sunt atleții? Niște sportivi care se antrenează când? O dată la o lună, două luni, trei luni și participă la concursuri importante. Unde ce fac? Vor să câștige acel concurs, nu? Nu. Atleții au un program bine stabilit, au un antrenament care îl desfășoară în fiecare zi ca să aibă șanse la acel concurs. Amy Charmichel s-a născut în Irlanda, într-un mic sat, fiind cea mai mare dintre cei 7 copii ai unei familii bogate. Tatăl ei, David, era proprietarul unei afaceri înfloritoare care se ocupa cu măcinarea grânelor și ca atare Amy a fost eleva la unele dintre cele mai prestigioase școli private. Într-o bună zi, pe neașteptate, viața a luat o întorsătură negativă. Afacerea tatălui a eșuat, iar Amy a fost nevoită să renunțe la școlile private și la lucrurile scumpe. Din cauza acestui eșec în afaceri, tatăl ei s-a îmbolnăvit și a decedat. Ca urmare, Amy a părăsit școala și a muncit alături de mama ei să susțină familia pe parcursul următorilor 10 ani. La sfârșitul unui serviciu religios, într-o zi ploioasă și întunecată, la ieșirea din biserică împreună cu surorile și frații ei, Amy
a văzut o cerșetoare care se apropia de ei. Îmbrăcămintea acestei femei, ruptă și udă, iar picioarele erau acoperite de cârpe pline de noroi. Ami a avut un sentiment de tristețe și compasiune când a privit la această cerșetoare. S-a îndreptat spre ea să o ajute, dar când ceilalți membri ai bisericii au trecut pe lângă ele, a avut un sentiment de jenă. Parcă nu ar fi vrut să fie văzută în compania acestei femei și și-a ascuns fața. Pe măsură ce mergea alături de femeia săracă, a auzit o voce care i-a spus: aur, argint, pietre prețioase, lemn, paie sau fun, toate vor fi testate cu foc. Și lucrarea fiecăruia va fi încercată ca prin foc. Dacă fundația rezistă, va primi răsplata. Ami a realizat că, deși a făcut un gest frumos, inima ei nu era cu totul dedicată lui Dumnezeu. Când a ajuns acasă, a deschis Biblia și a căutat cuvintele pe care le-a auzit. 3 Corinteni 3, 12 la 14. Atunci a îngenunchiat lângă patul ei și a promis lui Dumnezeu că în viitor va face numai voia lui. Mai târziu, când servea un ceai cu mama ei la un restaurant, a văzut o fetiță mică care cerșea. Cu năsucul lipit de fereastra largă a restaurantului, această fetiță a impresionat-o așa de mult încât a mai făcut o promisiune lui Dumnezeu, aceea de a dona banii ei pentru orfani. Așa a început misiunea lui Ami. La început s-a implicat în fiecare sâmbătă, mergând în zonele sărace cu pastorul ei, hrănind copiii din familiile cu puține resurse materiale. Copiii erau săraci, dar doritori să afle de Dumnezeu cât mai mult. Ami i-a iubit așa de mult că s-a mutat cu ei, dormind în paturi infestate cu insecte, numai să poată fi cât mai aproape de ei. Împreună cu aceste familii sărace, s-au rugat pentru construirea unei biserici, rugăciune care le-a fost ascultată. Ami a început să audă chemarea lui Dumnezeu de a împărți cuvântul Evangheliei în mijlocul altor națiuni. În ciuda faptului că avea o boală care o ținea la pat de mai multe ori și mai multe zile la rând, Ami a ascultat de Dumnezeu și a plecat în misiune în India. A vorbit despre Iisus peste tot unde a călătorit în India și nu a ținut cont de castelele și sistemele de divizare socială din India. A avut grijă de fetițele indiene, orfane, care nu erau dorite și de cele mai multe ori dăruite la temple pentru prostituție. De-a lungul celor 50 de ani de misiune, Ami a găzduit mii de copii orfani, oferindu-le hrană, protecție, educație spirituală, în ciuda faptului că viața ei era în mod constant în pericol. Ca urmare a dăruirii ei pentru copiii nedoriți, cu ajutorul lui Ami a fost creată o fundație în partea de sud a Indiei, care funcționează și astăzi. Copiii o strigau Ama, care înseamnă mamă. La mormântul ei, copiii nu au pus o piatră funerară, ci o fântână de apă pentru păsări, iar numele inscripționat a rămas Ama. Ami a scris multe poezii și poeme, lăudându-l pe Creatorul nostru, iar unul dintre citatele ei renumite este: cine poate dărui fără să iubească, cineva poate dărui fără să iubească, dar nu poate iubi fără să dăruiască. Ca să înțelegem misiunea, am căutat cel mai bine sau am descoperit câteva lucruri care m-au impresionat cu adevărat sau care chiar m-au șocat. Și anume, am căutat în urmă cu 100 de ani la înaintașii noștri și am găsit în Curierul Misionar din perioada anilor 1914-1949 câteva informații. Știți cum se făcea misiune în acea perioadă? Ei bine, nici eu nu știam prea multe.
Se pare că în acea perioadă biserica noastră avea un mesaj, și anume, solia adventă în toată lumea în această generație. Acest motou nu se limitează numai la o singură zi. Ea cuprinde, de fapt, întreaga viziune misionară ce a animat Biserica Adventistă din România în prima parte a istoriei ei. În acea perioadă, curierul misionar oferea posibilitatea de a înțelege amploarea și profunzimea concepției misionare ce domina viața adventistă din acele vremuri. Se poate vedea că misiunea era ținta supremă a bisericii ca întreg, a fiecărui departament în parte și a fiecărui membru adventist. Se pare că cuvântul de ordine în biserică era misionar. Începutul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din România este unul dintre cele mai frumoase. Aceasta este o concluzie a fratelui Olson, președinte al Diviziunii Europene de Sud, care confirmă acest lucru în 1930 și spune: 2727 noi membri au fost adăugați comunităților noastre în urma botezului și a mărturisirii de credință. Mai mult din aceste două treimi dintre aceștia au fost câștigați în România, unde Dumnezeu face o lucrare minunată. Oamenii de acolo privesc adevărul într-o așa mare măsură încât predicatorii noștri nu pot face față chemărilor pentru instruire și botez. M-a impresionat. Ce perioadă să fie aceea în care oamenii să fie atât de receptivi la mesajul lui Dumnezeu, încât pastorii nu puteau să facă față la câți oameni veneau în biserică și trebuia să instruiască pe alții, iar numărul celor botezați era într-un număr foarte mare. Fiecare membru are o datorie misionară specială și egală ca valoare și importanță, indiferent de locul în care trăia sau de slujba pe care o avea. Deviza lor era: toți la lucru. Se stabilea astfel că în misiune nu trebuia să se stabilea ca misiunea să nu fie un eveniment excepțional sau sporadic în fața oamenilor, ci prin modul de viețuire și comportare, orice adventist trebuia să poarte Evanghelia tot timpul cu el. Din rapoartele pe care le avem, înțelegem bogăția și diversitatea formelor de abordare ale misionarilor. Vizite misionare, vizite la bolnavi, discuții cu prieteni, ajutorarea săracilor, tratamente ambulatorii, distribuire de literatură, scrisori misionare, donații de materiale și bănești. Toate acestea intrau în atribuțiile fiecărui membru. Se pare că aveau și o oră specială de misiune, adică în cadrul serviciilor divine, o dată pe lună, era în biserică o oră specială de misiune, în care în acea oră frații veneau în față și își povesteau experiențele și promova în biserică noi proiecte, se gândeau la tot felul de forme în care să apropie de oameni. Dar cel mai mult conta și pentru cei care erau prezenți era mărturia personală a fiecăruia. Fiecare frate încuraja pe celălalt, datorită mărturiei și experienței pe care o avea în săptămâna aceea, în luna aceea. Orice act și gest al vieții trebuia folosit în sens misionar. Chiar și florile din gospodăriile oamenilor trebuiau cultivate și folosite în acest scop. Florile? Se spuneau ei atunci că sunt niște misionare minunate. Se pare că ofereau flori chiar în scop misionar. Misiunea ca eveniment.
am să încerc să fiu mai, să trec prin ele ca să pot să punctez cât mai multe lucruri. Se pare că aveau o săptămână mare de colportaj. Aveau o zi în care toată biserica mergea în misiune. Aveau campanii de toamnă și primăvară în care toți participau în proiectele misionare. Dimensiunile misiunii. Spunea că până când și o fetiță de 10 ani participa la misiune, după terminarea școlii și a temelor, mergea cu Biblii și reviste de vânzare și nu era un caz singular. Misiunea era împărțită în două ramuri, cea internă și cea externă. În perioada interbelică, a fost fratele Tolici, care în 1930 a mers în Madagascar, și fratele Curmătureanu în Camerun. Aceste două misiuni deveniseră copii de suflet ai bisericii române. Misiunea planificare și evaluare. La început, deși era entuziastă și plină de vervă, misiunea se făcea cu planuri, cu ținte fixe, se stabileau termene și se dădea un ton. La nivel de comunitate era instruit un comitet de misiune. Aceasta avea datoria de a pregăti atât programele misionare din comunitate, cât și angajamentele misionare ale bisericii. Fiecare comunitate trebuia să aibă o hartă cu teritoriul ce îi revenea pentru misiune. Aici trebuia să se vadă și care era partea fiecărui membru. Deviza Solia Adventă în toată lumea și în această generație nu era numai un dicton impus artificial, ci chiar în acele vremuri se trăia. Comparând activitatea de acum cu ceea ce se întâmpla atunci, ne putem da seama dacă suntem sau nu pe linia trasată de înaintașii noștri. Personal simt o lipsă. În ultimii ani am invitat prietenii pe care i-am avut la evanghelizări. Nu sunt într-un număr foarte mare, o dată, de două, de trei ori au venit, alții n-au mai venit, nu le-a plăcut. Alți prieteni nu mai am. Ce facem? Care este soluția pentru vremurile noastre? Cred că biserica a ajuns la un impas în privința misiunii. După ce am studiat ce misiune au făcut înaintașii noștri, cum s-au implicat ei, am studiat și în spiritul profetic. Și aici am găsit două lucruri foarte esențiale. Pentru a face misiune, ai nevoie de două lucruri. Unu, de rugăciune. Dar fraților, dar ne rugăm, nu ne-a rugat tot timpul pentru misiune? A zis cineva că nu se roagă? Ne rugăm pentru misiune, n-a zis nimeni că nu se roagă. Avem nevoie de rugăciune. Rugăciune pentru ce, fraților? Rugăciune este pentru a ne descoperi nevoile necesare ale societății din ziua de astăzi. Trebuie să găsim o soluție pentru vremurile în care trăim, ca oamenii să poată să fie receptivi la cuvântul lui Dumnezeu. Biserica, și acum mă refer punctual la Biserica din Pitești. Biserica din Pitești, dacă îmi întreb foarte multă lume și întreb ce știi despre adventiști, știu că există o biserică în Gura Trivăii, unde este foarte bine poziționată și atât. Mai cunosc pe un X, Y, care îi știm și sunt oameni buni. Dar atât. Biserica din Pitești trebuie să iasă în față în orașul acesta. Biserica din Pitești trebuie să pună pe genunchi și să găsească un proiect pe termen mediu și lung în care să vină în fața oamenilor să vadă că e ceva nou, e altceva. Aici se face ceva ce îl poate, omul de rând poate să-l descopere pe Dumnezeu. Cum ar trebui să procedăm? Care ar fi următorii pași?
Un prim pas ar fi rugăciunea, studiu și mijloacele necesare. Ellen, sora Ellen White spune în felul următor: câțiva lucrători credincioși au încercat să facă lucrare în acest oraș mare și nelegiuit, New York. Totuși, lucrarea lor a fost dificilă, deoarece au avut atât de puține mijloace. Fratele și soția lui au lucrat cu credincioșie, dar, în ciuda acestui fapt, cine a simțit răspunderea de a-i susține în munca lor? Cine dintre oamenii noștri de seamă i-a vizitat pentru a cunoaște nevoile lucrării? La final am să propun, de-aia am zis că vreau să fac o provocare, m-am gândit eu că e bine sau mai puțin bine sau găsim cu toții un proiect mare, aș fi foarte încântat și fericit. Dar mă gândesc, unul singur nu poate să facă nimic. Dacă biserica se mobilizează și găsim oameni de acțiune, atunci chiar putem să ieșim din starea aceasta. Dificultățile și temerile sunt cauza neglijenței. Oamenii care cunosc Olia și care ar trebui să simtă răspunderile lucrării au manifestat o credință atât de mică, îngăduind ca dificultățile sau temerile să ducă la o neglijență atât de îndelugată. Ce să zic, nu avem bani, dacă nu avem bani, nu se strâng bani să facem lucrarea asta, că poate dacă vreți să facem un proiect mare, costă, nu știu, 10.000 de euro, 20.000 de euro. Nu sunt bani, nu. Nu aceasta trebuie să fie atitudinea. Atitudinea noastră este să avem credință, să ne mobilizăm, că toate celelalte lucruri Dumnezeu ni le va da. Trebuie să mergem la spital. Păi, e rușine, nu știu, e acolo, dacă nu avem pe cineva cunoscut să ne facă legătura, să putem să mergem și să știm, nu intrăm. Dacă nu avem o relație până la un azil sau nu știu pe unde, nu putem să facem lucrul acesta. Fraților, cu credință! În acele vremuri, oamenii așa procedau. Trei, sarcina de a cerceta nevoile specifice. Cât de mult de asta noi să ne gândim să vedem, oare oamenii aceia, de ce au ei nevoie? Pentru îndeplinirea responsabilităților vaste ale lucrării lui Dumnezeu, în orașele mari să fie aleși cel puțin 7 oameni. Acești oameni să se umilească în fiecare zi înaintea lui Dumnezeu, să-i ceară cu toată stăruința o înțelepciune sfințită, să stea înaintea lui Dumnezeu ca niște oameni care doresc să fie învățați. Ei trebuie să fie niște oameni ai rugăciunii și să cerceteze nevoile orașelor și să depună eforturi stăruitoare și hotărâte pentru înaintarea lucrării. A înțelege nevoile cum le înțelege Dumnezeu. Nu o să am timp să merg cu a doua parte a modelului de plănuire al marelui evanghelist, Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul nostru Iisus Hristos a predicat, a vorbit și în sinagogi, dar marea perioadă a lui nu a petrecut acolo. El a fost prezent la munte, la mare, printre oameni, pe străzi. Asta a fost misiunea lui. Trebuie să înțelegem nevoile așa cum le înțelege Dumnezeu. Domnul dorește să provăduim cu putere solia îngerului al treilea în orașele acestea. Dacă vom lucra cu toată puterea pe care ne dă Dumnezeu și dacă ne punem toată încrederea în El, cu umilință, munca noastră nu va fi lipsită de rezultate.
Eforturile noastre de a aduce sufletele la cunoașterea adevărului pentru timpul acesta vor fi ajutate de îngerii sfinți și multe suflete vor fi mântuite. Domnul nu-i părăsește niciodată pe solii săi credincioși. Înainte de a se face anunțul la biserică pentru strângerea de fonduri, pentru renovarea bisericii, am fost oarecum în dilemă. Și anume, am zis, o sumă de bani pe care știu că e necesară. Adică, dacă la mine acasă vreau să fie frumos și curat, cu atât mai mult în casa Dumnezeu trebuie să fie frumos și curat și ordine și vedem bine că e nevoie de o renovare totală a bisericii. Dar mă gândeam, oare ar trebui ca banii ăștia care vreau să-i dau la biserică să fie folosiți într-o altă direcție? M-am gândit, m-am rugat și am hotărât ca banii aceștia să meargă către renovarea bisericii. Dar aveam un plan. Un plan care l-am mai spus și altora. Și anume, sunt un atlet care mă antrenez din când în când. Recunosc lucrul acesta, din păcate, dar aș vrea să mă antrenez zilnic. Și pentru aceasta m-am gândit la un proiect care vreau să vi-l propun și dumneavoastră. Acum, dacă îl considerați că există o variantă mai bună, sunt dispus să o ascult și întotdeauna vom face mult mai multe proiecte, adică nu ne vom limita doar la un singur proiect. Chiar putem să facem multe proiecte. Dar eu m-am gândit la unul, la care eu m-aș implica. Și anume, mă gândeam ca să găsesc în orașul Pitești un spațiu în care să aibă o sală, o bucătărie, mai multe camere și să am un fond din banii mei în care să plătesc chiria pentru o perioadă de 6 luni, un an de zile, un proiect pilot. Că va avea un succes sau nu, vom vedea la final. Important este să mă implic. Rezultatele se vor vedea mai devreme sau mai târziu. Nu știu în măsură sau altcineva să le calculeze. Dar implicarea trebuie să existe. Drept urmare, am zis să caut un spațiu în care, o dată pe zi, să oferim celor săraci din acest oraș o masă. Dom'le, Biserica Adventistă, nu asociație, nu X, nu Y, Biserica Adventistă de ziua 7-a. Un banner pus care o masă la prânz pentru cei săraci care n-au ce să mănânce să fie acolo. Mă gândeam să caut și m-am interesat și am vorbit haine, vreau să duc câteva, nu știu, furgonete, un camion, de haine la mâna a doua. Nu îmi permis să cumpăr haine noi, dar haine foarte bune, care pot fi folosite foarte bine pentru cei care nu au cu ce să îmbrace, efectiv. Bani pentru medicamente, nu știu, materiale de construcții, cu siguranță se vor găsi săraci, oameni în nevoi, nu cred că asta ar fi problemă. Sincer, mi-ar plăcea ca biserica, ca un întreg, să fie implicat într-un proiect de genul acesta. Poate că aveți dumneavoastră, nu știu, gânduri de felul acesta, poate că v-ați mai gândit. Nu l-am expus niciodată, nici măcar la comitet. Dar acum mi-am făcut curaj și am zis să spun întregii biserici. Poate că sunt persoane dintre dumneavoastră care ar dori să se implice, poate că nu doresc, sau poate au proiecte și alte proiecte care sunt la fel de bune. Dar vă mărturisesc, mi-ar plăcea ca în orașul acesta să existe un loc în care cei care suferă, cei care duc lipsă de foarte multe lucruri, să găsească acolo, nu știu, o mică palinare, un mic ajutor.
Mă gândeam că, știți, la finalul anului de fiecare dată așteptăm cel mai mult făgăduințele. Și luăm din coșuleț făgăduința și suntem mulțumiți și fericiți că Dumnezeu are un mesaj pentru noi în anul următor și toată lumea e încântată. Eu știu ce-mi doresc? Mi-aș fi dorit, sau îmi doresc, ca la finalul anului, pe 31 decembrie, să vină pastorul în față și să spună marele proiect, așa cum marele companii scot de sub o copertină ultimul model de mașină, da, în care toată lumea e atentă și plină de suspans și chiar dornică să afle ce este acolo, cum arată, tot la fel, la final, pentru biserică, să spună, pentru Biserica Adventistă din Pitești, următorul proiect pentru anul 2018 sau 2019, în care toată biserica să fie implicată, este să mergem în Africa să facem o biserică. Nu știu, dau un exemplu. Mergem, sau proiectele pentru anul 2019 sau 2018, să ajutăm o familie să construim 3 camere, să luăm 2 camioane de haine să dăm la oameni, că avem 50 de familii găsite, nu știu, N proiecte. Dar mi-ar plăcea tare mult ca suspansul să fie privind misiunea. Să știi ce poți să faci în 2018, dar nu ocazional. Nu. Dacă o facem ocazional, nu vom câștiga niciodată acel premiu. Nu. Ne trebuie să plănuim să trimitem în orașele acestea oameni capabili, care sunt în stare să prezinte solia și să găsească și să-și găsească locul în inima ascultătorilor. Timpul este înaintat, vreau să mă opresc, este vineri seara. Textul cu care trebuia să încep această meditație din seara aceasta, dar l-am lăsat pentru la final, că de obicei așa se începe predica, cu un text de început, dar l-am păstrat pentru la final. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Ci voi veți primi o putere când se va pogărâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Dragilor, nu vreau să rămână acest mesaj o simplă predică. Am ascultat predici de-a lungul anilor cu zecile. De multe ori am luat hotărâri, de multe ori n-am făcut nimic. Gândiți-vă la un lucru concret. Nu este o întâmplare, zic eu, că în seara asta am vorbit despre misiune. Cred că avem posibilitatea ca în următoarea perioadă, vine evangelizarea, să ne antrenăm deja, să intrăm antrenați în această ocazie și pentru următoarea mi-aș dori ca în urma proiectului pe care biserica a hotărât să-l facă, să avem posibilitatea să invităm câteva familii pe care le-am cunoscut în urma proiectului. Da? Dau un exemplu, dacă ar veni la acea locație câteva familii, nu știu, să le dăm haine, să le dăm medicamente, în care intrăm în contact cu oamenii. Pentru că biserica trebuie să intre în contact cu lumea de afară. Noi stăm toți aici, vorbim, ne vorbim unii la alții, dar în afară lumea nu ne cunoaște în afară de poziția bisericii. Și atunci, dacă ne ajută Bunul Dumnezeu și cu siguranță o va face, asta doar dacă noi dorim să ne implicăm, că la următoarea evangelizare să putem să invităm familii întregi de oameni să fie prezenți la un astfel de eveniment. Pacea Domnului să fie cu dumneavoastră, iar misiunea să o aveți în suflet în orice clipă. Amin. Ca urmare a celor auzite în seara aceasta, imnul care l-avem afișat pentru încheiere, aș dori să nu fie numai cântat sau rostit cu buzele,
ci să fie și pătruns în importanța mesajului pe care fiecare vers al acestei cântări ni-l dă, în sensul celor pe care le-am auzit în seara aceasta. Este vorba de imnul 420, intitulat De pe stânca mântuirii, luminează al vieții far, imn cu care, în nume Domnului Hristos, vă invit să închidem serviciul divin din această seară.
Să ne rugăm împreună. Tatăl nostru bun și scump, vrem să-ți mulțumim în seara aceasta pentru că ne-ai vorbit inimilor noastre într-un mod deosebit. Ne-ai învățat să și lucrăm pentru Tine, nu numai să vorbim. Doamne, și noi dorim din toată inima să vedem multe suflete salvate, dar ne dăm seama de neputința noastră și ne dăm seama de slăbiciunile noastre care ne stau în cale. Pentru aceasta te rugăm să ne ajuți să cultivăm un duh de rugăciune, să ne luăm timp mai mult să ne rugăm și să vedem cum răspunzi Tu dorințelor noastre de a lucra pentru Tine. Tu ne-ai dotat pe fiecare cu daruri, cu binecuvântări deosebite, cu haruri deosebite. Te rugăm să ne ajuți să le folosim spre slava Ta și nu spre slava noastră. Avem nevoie, Doamne, de înțelepciune de sus și în mod special avem nevoie de prezența Duhului Sfânt care să ne inspire planuri, acțiuni și activități care să fie în acord cu voința Ta. Dă-ne și dispoziția de a face ceea ce vrei Tu să facem și cu ajutorul Tău să renunțăm la ale noastre planuri și să efectuăm planurile Tale. Ne este greu uneori să ieșim din starea de confort și ne vine tare greu să acționăm în condiții mai vitrege. Te rugăm să ne ajuți să privim la Mântuitorul nostru, la Domnul și Maestatea Cerului, care a renunțat la închinarea îngerilor, la slava de sus și a venit aici la noi. A mâncat cu noi, a trăit cu noi și ne-a arătat cât de mult ne iubește. Doamne, dă-ne și nouă dispoziția de a ne amesteca printre oameni, să le vedem nevoile, să le observăm durerile, neîmplinirile și cu ajutorul Tău, prin puterea Ta, să le venim în întâmpinare. Ne închinăm înaintea Ta și așteptăm putere de sus, înțelepciune și inspirație în acțiuni care să aducă onoare și slavă numelui Tău și suflete salvate care să preamărească și să înalțe numele Tău mare și minunat, al Domnului Iisus și a Duhului Sfânt. Amin.